Aquatim informează că începând de luni 2 septembrie ora 23 până marți 3 septembrie ora 22 se vor efectua lucrări de conectare a două conducte magistrale la supra-traversarea râului Bega. Aceste lucrări fac parte din proiectul CL13 execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud lot 3. Pe durata lucrărilor, presiunea apei va fi scăzută în Ghiroda. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, astfel clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.